Atenție, acest loc nu doar că este scurt, dar tratează în proporție de, cineva știe, mare oricum, situația drăgălașă a animalelor. În general, nu facem discriminare. Avem săptămâni de 60 de minute și săptămâni de 20. Mulțumesc de înțelegere. Vizionare plăcută, Denisa. Astăzi am terminat ultimele zile masterul și am decis să sărbătorim cu ai mei în oraș, dar asta nu v-am arătat. Și după asta am venit la Andrei și la Ștefan acasă să petrecem puțin timp de calitate cu ei. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. Ce faci, Godie? Mersi, Godie! Din ce țin eu minte la aia? Apocalipto aia. Mamă, uite pe câte filme a trecut și suntem la Bud. Jasmine e un fel de life, Jasmine? Bun, ok. Nu e simpatic, nu e wow, guys. Iară, bei! Bere! N-ai auzit de la oamenii de pe YouTube că nu faci nimic cu berea în viață? Și Andrei fumează prea mult. Oh. Andrei, ți s-a transmis să mai lași țigara din mână. Ia să vedem, ai ceva? Dar nu transmite nimeni Ștefanei să nu filmeze chiar doar când fumează el alea 3 țigări pe zi? Mă, știi care-i faza? Unde ți-ai făcut male? Ia să văd alea aia. Mă rog, o să mai trebuie să fie toată iarba. Dă-te cu fundul ăsta mare, că nu văd de tine. Ce alege să vedem și noi? Ce măgar! Ia! Le vezi, mi-am făcut așa. Ți-ai pus 3 bolovani? Mi-am făcut... Du-te, nu o să calci pe bolovani aia, nu o să calci. Ai ieșit așa de sculță. A, păi, dar nu mai intri în casă, dormi afară, nu prești în seara asta. Lasă-mă. Așa, și alea asta se termină la jumatea grădinii și în partea aia cum ajungi? Păi, urmează să continui mâine. A. Ești plină de... De păr? Da. Mulțumesc, am uitat să mă epilez. Hai să mergem, e urgent să dormim. Azi, plouă. Andrei, cheia. Dar de ce ați început să vom cu ea? Am învățat prostul să deschidă poarta și e a scăpat. V-ați pus o lebăduță acolo? Ce e asta? Este o varză de nisip. O lebăduță. Tu ești aia care n-a știut floarea soarelui. Bă, chiar da, sigură. Nu știu că acolo e floarea soarelui. Uite, a știut ție. Te gândeai logic, ce-ar cultiva ăștia masă pe aici? M-am gândit, n-am găsit logic, chiar n-am găsit. Hey guys, astăzi facem niște poze prin Sun Plaza în mall, ceea ce mi se pare foarte tare pentru că de obicei nu știu dacă știți, dar mall-urile sunt destul de restrictive așa și cu foto și cu video în general și oamenii de aici au fixat niște ședințe pentru vloggeri și vloggeri din zona de beauty și lifestyle și fashion, tocmai ca să promoveze ideea asta, deci dacă vreți să vă faceți niște poze, da. Ziceam mai devreme că mall-ul ăsta este pro filmări și editări și foto, v-am zic. Și chiar când vorbeam cu voi a venit domnul de la fază și mi-a zis că n-am voie să filmez, să fotografiez. Dar Alex i-a arătat că există autorizație și că mall-ul ăsta chiar asta își dorește. Și uite aici, de exemplu, unde este, unde este ieșirea spre parcare sau automat, da, parcare. Este o zonă cu oglindă pe partea asta și pe partea asta și putem să facem demiception, dacă vrei. Foarte tare arată și sunt mult mai multe locuri din astea pe aici prin mall pe unde puteți să vă faceți poze, o să le vedeți și pe ale mele pe Instagram, dar foarte, foarte, foarte tare. Deci trebuie neapărat să veniți și să încercați să vă faceți niște fotografii pe aici, că arată super bine și dacă cineva vă zice să nu faceți, ignorați sau plecați mai încolo și faceți, pentru că oamenii de la pază pur și simplu nu sunt informați. But this is a nice place. Eram aici cu Alex și făceam niște fotografii. Și m-am întâlnit cu două domnișoare super drăguțe, care au terminat și ele școala generală și trec la liceu, așa că să le urați succes. Mulțumim! Nu știu ce să mai zic. Sunteți fericite dacă sunteți în vacanță? Unde mergeți la mare? Da, da. Nu, nu vreau să merg la mare, vreau să fac un tur în România anul ăsta. Oh, ce tare! Bravo, bate palma! Și tu? La fel, da. Foarte tare, uite, oameni responsabili care cunosc valorile tăi. Ce patriot am fost și acasă și hai să vă arăt cum arată apartamentul. Vedeți cum am mutat eu aici?
Mamă, ce lucioasă sunt. Am mutat aici masa care stă pe alatul, așa, pe peretele ăsta, ca să pot să-mi fac aici un cadru așa micuț, pac, pac. Pentru că am filmat un video cu păr și chestii. De fapt, cred că v-am zis mai de dimineață, sau dacă nu v-am zis, vă zic acum. Am filmat un video cu coafiuri cu o, nu o bandană, cu o eșarfă. Și pentru asta mi l-am și ondulat. Da, și apropo de păr, voiam să vă zic, să vă spun că dacă vreți să vă cumprați un gadget de păr de la Babyliss, au reduceri în perioada asta, vă las jos un link. Asta apropo de păr. Și acum că tot ziceam că sunt super lucioasă, partea asta de nas este lucioasă pentru că eu am pus iluminator. Partea asta, în schimb, nu este lucioasă pentru că eu am pus un iluminator. Asta este un eyeliner de la Sephora. Am pe față fondul de ten de la Benefit, Hello Happy. Și după cum se poate observa, nu trăiește foarte, foarte mult timp. De fapt, așa s-a văzut și pe review, pe care dacă nu l-ați văzut, vi-l las pe aici pe undeva. După 6 ore lucește cam așa și după mai mult de 6 ore lucește și mai rău. Ceea ce înseamnă că nu este un produs pentru temperaturi mari, clar nu. Și nu este un produs care să reziste toată ziua, decât dacă poate aveți tenul mai uscat sau maxim normal, eu l-am mixt. Sunt curioasă la iarnă, în schimb, când nu or să mai fie temperaturile astea atât de mari, să vedem atunci cum arată, pentru că pe vremea asta e imposibil să nu vi se topească cât de cât machiajul. Și dacă aveți un machiaj care într-adevăr nu vi se topește pe vremea asta, să știți de la mine, dacă vreți să luați în seamă, că înseamnă că porii voștri sunt cu adevărat blocați, blocați de la realitate. Dar da, așa arată fondul de ten. Asta pentru că am văzut că sunt persoane care spun că wow, primiți tot felul de produse și nu sunt review-urile sincere. Și acum ar trebui să mă apuc să fac pe aici curățenie, pentru că îmi s-aduc fotoliul înapoi aici, de acolo, să dau masa la loc și să fac și de mâncare, că o să vină Eugen și iar zice că are treabă și nu stă să mănânce și omul ăsta stă tot timpul nemâncat. Și să știți că am făcut niște cumpărături astăzi, am fost prin magazine pe la reduceri și m-am uitat și eu de una și alta, mi-am luat 3 chestii aici, pe care am să vi le arăt cu prima ocazie săptămâna aceasta. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Asta ai trebuit să faci. Ați creat un cadru drăguț pentru un video când n-ai o casă cu 70 de camere și un studio pentru. Așa că vă rog să apreciați munca! Haide! Discordie! Am adus! Ea este Ioana. Vai! Ce faci, Ioana? Ai venit și tu aici așa? Știi ce avem? Știi ce avem de mâncare la acest grătar? Ribs. De la din Kaufland. Ribs? Poaste. Nu? Nu? Dar de la Cita din Kaufland. Dar alea sunt bune. Da, știu, dar mi-am făcut mușteiul la ele. Bun dia, nu știu ce este bun în viață. Dar ai văzut ce coș mi-a ieșit? Da. Mi-a ieșit o chestie roșie. Am crezut că e bărbia.
prietenii mei cei cu glume broaze. Vreau și o să merg asemenea. Mai boxez, se poate. Și aș vrea. Hai să merge, ok. Mai las puțin Minecraft. Păi la cât 3 cm acolo, cred că ar trebui Minecraft. Nu, nu. Ce face Eugen? Ne face mâncare? Stai puțin, că-ți spun imediat. Ce faci cu berea? Hai să arăt ceva. Ce mi-arăți? Ce ne-arăți, de fapt? De ce bătaie ne luăm acum? Mulți hateri ar spune că așa? Așa se face cu carnea asta acum. Cum așa? E, mișcarea este, uite așa, filmează. Uite așa. Eu cred că tu ți-ai greșit vocația. Da, exact. Aoleu. Erau pozele alea cu patriarhul cu trafaletele, da? Ia, hai să te mai vedem. Și acolo ce e, un polițist? De ce? Zic, acolo ce e, un polițist, dai cu atâta plăcere? Ah, trebuie să pui clipul cu polițiștii când îi sfințea. Da, știu, da, la da, la da, 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 da. Bun. Păi nu pui și pe celelalte fripturi chestie de asta? Ba, da, dar mai aveam câteva bucăți. Apă sfântă? În astea au stat câteva ore bune azi. Da. Păi atunci așteptăm carnea făcută de la Kaufland, direct condimentată. Alea scoastele. Păi pe alea, da. Da. Acum cu Portugalia, cu Portugalia. Okay. Portughezia. Care e Portugalia? Nu. Alb sau alba? Alb. 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 Hai cu mâna, poți să ai cu mâna. Da, să ai cu mâna, poți să ai cu mâna. Mafi. Uite, vezi? Mafi. De ce te umbă? Grosonule. Rostule. Ce prostănac ești. O să cazi. O să cazi. Dacă o să cazi. Ți-am băgat și mâna în ureche. Aligă. Și tu. Ce? Tocmai ce am zis. Să tacă mașina pentru că bibuie. Am ajuns la București acum vreo oră și jumătate, două cred. Și hai mă, că are ceva copilul ăsta mă. Și mergem la Ikea să ia Eugen becul pentru că nu mai vede. Vrea să le configureze cu Alexa și să îi zic Alexei să îi le pornească. Dar acum, după ce am văzut că ai întrebat-o pe Alexa un sfert de oră când este nu știu ce meci, i-a zis inclusiv care este distanța între Rusia și Spania cu avionul, dar nu i-a zis informația pe care o căuta. Nu ți-a zis mamă, nu? Nu. O să am ceva de spus la Amazon pe chestia asta. După care i-a spus că este cam proastă și a zis că ea nu înțelege asta. Mă gândeam, noi să mergem acum să mâncăm în Băneasa. Și mă gândeam, oare nu vrei tu să mergi cu mine până în Sephora? Nu. Mă doare spatele, nu mai pot de ară. Hai că mai încercăm niște tratate după ce mâncăm, poate, cine știe.
Nu e grabă imensă. Aș vrea să încerc fondul ăla de tine de la Dior Backstage. Mi trebuie o nuanță potrivită unei brânze. Tu nu-l ai acasă? Nu l-am. Am primit un kit de la Dior cu o parte din chestiile pe care le-au lansat. Dar nuanțele, adică cea mai deschisă nuanță este 2N. Și cred că tărie că este mie închisă mie. Oricum voiam să-l încerc. V-am zis, cred că stă de săptămâna trecută. Și acum mă gândeam că dacă tot mergem în Băneasa, unde este, cred că, singurul loc în care momentan s-au lansat, mai apar săptămâna următoare. Deci în prima săptămână din iulie apar în AFI, cred. Parcă am văzut un story ceva pe undeva. Și sunt chiar curioasă. Am fost mai devreme în Sephora și am testat fondul de ten de la Dior, de Backstage. Ideea este că ei au acolo și nuanțe de 1. Au foarte multe din astea variante și cu subton cald și subton rece. Dar problema este că nu erau testele. Așa că mi-am băgat degetele în 2, în ce aveam deja, în ce am de fapt deja. Și mi se pare închis. Dar o să vedem, o să încerc să-l folosesc acasă și să vedem măcar cum, care e textura, să văd dacă are sens să cumpăr o nuanță mai deschisă sau nu, dacă pot să o iau acum, că le bag în kit și... Tot că-i zici asta din magazin de acolo. Ia... Cum? Trebuie să vloguiești în magazin acolo. Da, puteam să vlog... Nu, că acolo nu te lasă să filmezi sau să fotografiezi sau chestii. Și acum am ajuns în Ikea și mergem direct la corpurile de iluminat. Și vom vedea ce vom găsi. Am ajuns la corpuri de iluminat pentru că Eugen nu vrea să ne mai imprimăm pe altă parte. Da, să vrei să iei? Ce-s astea? Becuri LED cu protocol Zigbee. Deci, asta contează la ce? Asta e, nu, asta e kit cu totul. Mă interesează doar becul ăsta. Păi kit cu totul și ce face kitul ăsta? Asta-ți mai dă și un ceva potențiometru de... Un dimmer ceva? Da, dar o să ai aplicație pe telefon sau vorbești cu Alexa direct. A, și Alexa îți spune când e meciul sau cum. Hai, luăm de-astea sau... Nu înțeleg ce cu becurile astea. Știi care e filetul care se trebuie? Fasungul sau cum se cheamă? E27. Dar stai, că sunt diverse. Am luat becurile, becele. Mergem acolo? Da. Și acum mergem spre ieșire, că trebuie să le plătim. Și după aceea să mergem acasico și să se apuce urgent să le monteze. Astea cum trebuie să le faci? Ce trebuie să le montezi ele sau ce? Trebuie să le împerechezi cu Philips Hue. Cu bridge-ul ăla, de mă ajutam mai devreme. Că... Cam așa arată masa mea după ce pleacă clientele de la mine. All this shit trebuie să fie curățat mâine. Ceea ce nu... Partea mea cea mai puțin preferată este să curăț pensulele, pentru că sunt multe de obicei și cu diferit... Mă dau mare cam, doamne! Tu ți-ai pus acolo suc, nu? Nu, de santal de portocale roșii de Sicilia. Bravo! Și acum ne pregătim să ne uităm la un film. Ne-am făcut aici pepene. De fapt, asta cred că este a mea și mai are și Eugen acolo pepenele lui. O să ne îndăpăm de pepene. Ați vrea să aduc o furculiță? Obviously. Bine, mergem să aducem o furculiță. Cu? O furculiță. Am schimbat un pic lumina aici. Nu știu dacă se vede. Acum avem lumină albă aici, ceea ce cred că o să fie mult, mult mai ok pentru vloguri. Aș putea să o și sting chiar. Și Eugen astăzi a schimbat becurile, uite. Da. A schimbat becurile și poate să vorbească cu Alexa să le oprească. Vrei să facem o demonstrație? Hai bine. Alexa, turn off the living room light. Ok. Yay. Alexa, turn the living room light to 50%. Ok. Și acum full. Set the living room light to warm light.
Ok. Asta e urâtă rău. Set the living room light to... Alexa? Set the living room light to white light. A few things share that name. Which Alexa? One do you want? Alexa? Set the living room to white light. Sorry, I didn't find a device name set the living room to white light. The one last time. Cancel. Alexa? Set the living room to white light. Okay. Good. Turn the living room light to 100%. Okay. Okay. Nice. Thank you. Goodie. Nu vrei să o pui și pe ceva lumina ambientală să ne apucăm și noi să mâncăm pepene? Ba da, da. Dă-i. Dă-i bătaie. Și până îi dai tu bătaie. Vreau să vă spun că așa se termină vlogul de săptămâna aceasta cu mine, care eram foarte aproape să rup gâtul pe canapea. Ne vedem într-un alt video, probabil de beauty, că vlogurile apar joia, deci luni urmează un nou video. Până atunci, dacă vreți să urmăriți celelalte videoclipuri, aveți două carduri la final. Și de asemenea, dacă v-a plăcut acest vlog, puteți să dați un thumbs up, să vă abonați dacă vreți să fiți la curent cu toate noutățile. Și ne vedem, ne auzim sau ne scriem în secțiunea de comentarii. Pa! Zici tu pa! Pa!